Ministerul Afacerilor Interne anunță faptul că începând cu data de 31 martie 2024, cetățenii care călătoresc în țările din zona Schengen nu vor mai trebui să treacă prin controlul de frontieră. Polițiștii vor putea în continuare să verifice identitatea și situația legală a persoanelor pentru prevenție în cazul producerii unor infracțiuni. Totodată, prezența polițiștilor nu va avea ca scop controlul trecerii frontierei. Aceștia vor verifica doar valabilitatea dreptului de ședere în spațiul Schengen și de a lua măsurile necesare în cazul în care depistează nereguli.